Acești copii reprezintă crema matematicii de gimnaziu din Argeș. 321 de elevi au participat la a șaptea ediție a concursului Euclid. Majoritatea elevilor care participă la acest concurs au fost selectați de către școlile care au trimis elevii la școala noastră și astfel putem spune că participă cei mai buni elevi din județul nostru. Majoritatea examenelor importante ale vieții de elevi se dau la matematică și română. De aceea, părinții își trimit copiii la diverse concursuri ca să se învețe cu examenele. Orice concurs la prima vedere pare dificil, dar este un concurs în care copiii sunt formați încă din clasa 4-a, pentru că vreau să spun că acest concurs se desfășoară la clasele 4-8. Organizatorii spun că subiectele nu au fost ușoare, dar nici foarte dificile. Ei vor să-i obișnuiască pe cei mici cu tematicile de concurs. Chiar dacă nu au rezolvat tot, acești elevi sunt optimiști și spun că data viitoare știu ce îi așteaptă și se vor pregăti mai bine. A fost dificil, eu am făcut doar jumătate din el și sunt cam trist pentru că nu am putut să termin tot. Am rezolvat ce am știut. Cam cât? Cam de, dacă ar fi un test, aș lua nota 7 sau 8. Și e bine pentru cât știi tu în momentul de față? Nu prea. În același timp, cu desfășurarea concursului Euclid, profesorii au participat la o sesiune de comunicări științifice.